Am ajuns la lacul Cameron, la o cabană. Aici este lacul. Iar să vă arăt lacul. Ce liniște. Păsările cântă. Minunat. Dați-o să intrăm înăuntru, să vedem cum este o cabană în Canada. Iată aici, o să prindem lumina. Unde să prindem lumina? Iată aici bucătăria. Iată aici, să vedeți. Bucătărie, ce este o masă. Iată aici fotolii, sus pe scară, iată băieții se urcă pe scară. Aici subsol. Dați să vedem baia. Baia este aici. Dați să vedem dormitoarele. Noi suntem 11 oameni. Iată aici dormitorul. Să vedem unde se aprinde lumina. Vedeți lumina în oglindă? Iată aici. Perne, olioză. Băieții s-au dus în subsol. Acolo să vedem ce e acolo în subsol. Dați să mergem în subsol să văd. Mergem în subsol. Ce e acolo, Alex? Nimic. Cameră de stocare mai mult. A, e cameră de stocare, băieți. Ce interesant că stăpânii ne-au lăsat cheia, au lăsat-o sub floare și noi... Iată aici. Vai. Vedeți, ne-au lăsat și frigiderul plin. Iată așa, ca să vedeți după ce este pădurea aici. Iată aici o oglindă. Aici pe loc? Ia căutați un telefon. Trebuia să se branșeze telefonul și să-ți încarci mapa de divizie, adică să nu mai imbi la dânsa mai mult. Plasarea în porțiuni de drum, undeva 30 de kilometri, cele mai importante, cu serpantini, care îți fără legătură. Tu îți pui mapa și o ții aprins. Все. Dar prin serpantini să nu mergi repede, că la tine sunt roți de vară și să niște asupțiri. Să mergi 30-40 kilometri. Și la scaut casa până la Montebello poți să dai 120 de km pe oră. Spre lacul Cameron. Scări. Și lacul. Ce, se prinde peștele, Sasha? Nu prea. Peștele astăzi nu prea vrea să se prindă. Sasha a prins un pește, dar așa de repede s-a dus să-l arate sus. Savurăm plăcerea serii, este proaspăt, este minunat. Și pescuim. Iată cum arată cabana noastră de la lac. Ca un cătun în mijlocul naturii. E minunat și e frumos și e plăcut cu familia, e ceva minunat.
În dimineața la lacul Cameron. E proaspăt răcoare. Bună dimineața, soare.